Dragii mei, biserica este a Domnului și sigur noi înțelegem în acest context că nimeni nu este mai interesat decât Domnul în lucrarea Lui, mai ales când e vorba de slujitori, de lucrători. Ei stabilesc o cadență în biserică, poporul se aliniază după ei. De aceea este foarte important, trage în balanță, de-a lungul veacurilor, bisericile locale au fost marcate de lucrători, lucrătorii care au fost în fruntea bisericilor. Eu cred că fratele Moise, sigur, a fost frământat vis-a-vis de această lucrare și apoi, sigur, până a avut înțelegerea din partea Domnului, împreună cu ceilalți lucrători polarizați în jurul lui, vis-a-vis de acest aspect. Biblia spune că eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui, deci Domnul se implică în această lucrare. Să știți că nu în momentul în care un lucrător este pus în lucrare și în mod plenar este văzut, nu atunci Domnul l-a avut în obiectiv, Domnul l-a format în timp. Domnul are privirea îndreptată spre tot pământul, să vadă a cărui inimă este întreaga a lui. Domnul privește încă de copil. Oamenii lui Dumnezeu, care sunt folosiți de Dumnezeu, aia, o vorbă care mereu este folosită la învoane, un astfel de om este crescut pe lângă altar. La mântuire au drept toți. La slujbă nu au drept toți. Cei pe care Domnul îi cheamă și pe care îi are în obiectiv. Când este vorba, modelul ideal pentru lucrător este Domnul Iisus. Noi la El trebuie să privim. De bună oară, Domnul spune aici, printre altele, Ioan, capitolul 17, versetul 18, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume, un om trimis de Dumnezeu. Ce frumos! Cum ai trimis tu? Cum la fel, așa și Domnul ne trimite pe noi? Aceeași implicație? Absolut! Spune aici tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, versetul 21. Iisus le-a mai zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Așa vă trimit și eu pe voi. Tot aici, în Cartea Sfântă, pentru că suntem în Evanghelia după Ioan, cuvântul spune, printre altele, versetul 29, din capitolul 8, cel ce m-a trimis este cu mine. Aici e frumusețea. Tatăl a fost cu Domnul și nicio clipă nu l-a lăsat singur. Și Domnul promite, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Pe asta înseamnă o implicație a Domnului în toată lucrarea, în contextul în care stau la îndemâna Lui și mă las controlat de El. Cel ce m-a trimis este cu mine Tatăl, nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Versetul 42, tot din capitolul 8, Iisus le-a mai zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. E nemaipomenit o biserică locală să înțeleagă, nu eu am venit de capul meu în lucrare, nu eu m-am pus în lucrare, ci Domnul este Cel care este stăpânul bisericii. Asta înseamnă autoritate, asta înseamnă călăuzire, asta înseamnă o garanție a prezenței Lui în viața noastră. Îmi place foarte mult în cartea Exodului, când stă Iosif în fața lui Faraon. Faraon spune la un moment dat, după ce îi tâlcuiește visele, am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Omul lui Dumnezeu trebuie să se califice. Și amintesc și aici, cu această ocazie, trei ipostaze. Neapărat trebuie să existe în viața lui. Prima, o relație personală cu Domnul. Un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă o relație personală cu Domnul, cămăruța lui, timpul lui de rugăciune, timpul lui de studiu, asupra cuvântului. Nu se poate fără această încărcătură pe care noi avem, ca o garanție permanentă din partea Domnului. Nu putem face nimic. De-aia Domnul spunea în Evanghelia după Ioan, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, dar îndrăzniți, căci eu sunt Cel care am biruit lumea, El promite că este cu noi. Am vrea deci să nu uităm, dragii mei, o ipostază omului Dumnezeu trebuie să aibă timpul lui, trebuie să aibă părtășia lui, trebuie să aibă viața lui de dependență absolută de Domnul.
Și apoi va fi ușor. Cea de-a doua ipostază este familia. Înainte de biserică e familia. Un om al lui Dumnezeu poate fi descalificat de familie. Soția sau copiii îl pot descalifica. Biblia spune, păcatul e cel ce pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul, ereziile, dar și familia. Atunci când familia nu se califică, nu ne califică pe noi implicit. Foarte important. Omul lui Dumnezeu îl trebuie să concentreze asupra familiei. Familia este un model pentru biserică, soția lucrătorilor. Sunt modele. Cei din biserică se uită la copiii lucrătorilor. Cum sunt de neglijate aceste cerințe providențiale, nici pe departe. Ele trebuie să fie permanent în atenția noastră. Este o a doua ipostază, omului Dumnezeu are familia lui. E un om și el, se spune aici. E un om, are problemele lui. Domnul le știe, le cunoaște, Domnul se implică, îl ajută în măsura în care și el se implică, se dăruiește și se pune la îndemâna Domnului. Și apoi cea de-a treia ipostază este de-abia biserica. E foarte ușor, eu mereu mi-am spus, spatele să-ți fie asigurat și garantat. Când părtășia cu Domnul este o realitate, o permanență, când familia te întărește, îți asigură înaintarea, e ușor să vii în biserică, e ușor să-ți deschizi gura, să poți proclama adevărurile lui Dumnezeu. Din toată inima pe cei patru, Domnul să-i binecuvinteze. Fratele Florin este cu noi la comunitate, ne este coleg și, să știți, pentru considerația pe care o am venit cu toată inima. Sigur, fratele Moise m-a invitat și dânsul și am venit cu ceilalți. Dar și pe ceilalți lucrători care sunt puși în slujbă, Domnul să-i întărească. Eu vreau să amintesc, fără comentarii, câteva lucruri scurte. Un om trimis de Dumnezeu, ce trebuie să-l califice sau ce trebuie să aibă ca o garanție? În primul rând, un om trimis de Dumnezeu trebuie să fie plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt nu se poate fără Duhul Sfânt. Noi nu putem fi plăcuți, nu putem înțelege cuvântul, distorsionăm. Vreau să spun, ca niciodată-i distorsiona cuvântul. Răstălmăcit. De-aia spune că în vremurile din urmă, eu întotdeauna am înțeles, sunt oameni chemați, trimiși de Dumnezeu și sunt oameni tolerați. A fi tolerat e cu totul altceva. Vreau să nu uităm, Domnul vrea să fim oameni care să-i aparținem Lui. Asta înseamnă neapărat și necondiționat Duhul Sfânt să fie la temelia lucrării. Un al doilea lucru, sigur, vis-a-vis de afirmația aceasta, noi găsim aici în Evanghelia după Luca. Auziți ce frumos, Domnul spunea că e modelul, Luca 4, versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Ce frumos, Duhul Sfânt! Să nu ne grăbim până când nu avem această plinătate, ungere sfântă, care va fi în toate compartimentele, lucrarea aia Domnului. Noi nu putem face fără Duhul Sfânt. Un al doilea lucru, un om trimis de Dumnezeu, un om trimis de Dumnezeu trebuie să fie plin de cuvânt. El trebuie să aibă cuvântul permanent, nu părerea lui. Prea mult auzim de la învoane tot felul de vorbe, frazeologii. Există vorbăreții veacului, de multe ori se strecoară și la învoane. E în stare să deschide Biblia, să vorbească, dar fără Biblie, nimic din Biblie. Să-ți vorbească jumătate de oră sau o oră, dar fără suport. Nu-i admis așa ceva. Omul trimis de Dumnezeu trebuie să aibă ca suport al lucrării, în orice împrejurare, cuvântul lui Dumnezeu. Auziți numai ce spune aici, versetul 34 din Ioan, capitolul 3. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem cuvântul întotdeauna. Nu e un moment în care Dumnezeu să nu ne dea dacă avem. Să inima să mustească de cuvântul lui Dumnezeu, să fie plină de cuvânt. Ce frumos! Biblia spune despre Domnul Iisus, a luat cuvântul. Cuvântul era întotdeauna, el nu a avut altceva. Era plin de cuvântul lui Dumnezeu. Pe cei patru doresc Domnul să-i umple de Duhul Sfânt, dar să-i umple și de cuvântul lui Dumnezeu. Cele două merg mână în mână. Cuvântul, dar Duhul care să mă călăuzească, să știu când să folosesc un cuvânt sau un alt cuvânt. Numai Duhul îmi poate da lumină și călăuzire asupra acestei cerințe pe care Domnul o are.
Apoi un al treilea lucru, un om trimis de Dumnezeu trebuie să fie plin de credință. Plin de credință. În momentul în care alții bat în retragere, acceptă compromisuri. În momentul în care alții oscilează într-o direcție sau alta, e nemaipomenit să rămâi pe verticală. Ca un om care are experiențe cu Dumnezeu. Ca un om care știe că Dumnezeu te-a ascultat în atâtea situații și ai văzut mâna Lui și prezența Lui. Doresc Dumnezeu să-i umple de credință. Să-i ajute să rămână încredințați, cimentați, ancorați în cuvântul Lui Dumnezeu. Un al patrulea lucru, un om trimis de Dumnezeu este un om care îl reprezintă, nu pe el se reprezintă, nu interesele lui, ci îl reprezintă pe Dumnezeu, interesele lui Dumnezeu, cuvântul lui, cerințele lui, și astea le avem aici în cuvântul sfânt, în epistolele lui Pavel de bunoară, învățătura, în toate compartimentele, în toate detaliile le avem aici. Apoi un al cincilea lucru, un om trimis de Dumnezeu este un om care nu caută slava și interesul lui. Nu caută slava lui. Știți ce a spus Domnul Iisus? Voi căuta slava voastră, eu nu caut slava mea. Pentru că nu și-o căuta slava lui, o căuta slava celui ce l-o trimis. Ne spune Biblia că Tatăl a zis Domnului Iisus, șezi la dreapta mea, l-a înălțat, l-a slăvit Tatăl. Iar Biblia spune despre noi, nu aici avem slava, nu aici e slava noastră. Biblia spune să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Eu mereu îmi spun, Doamne, ce răsturnări de valori vor fi în ziua aceea. Lucrătorii care vor primi răsplata, răsplătirile, plata-i cu El și răsplătirile merg înaintea Lui. Și în ultimă instanță, un al cincelea lucru, un al șaselea lucru. Un om trimis de Dumnezeu este un om cu viața și cu familia îi aparține în totalitate Domnului. Viața lui și familia lui este la îndemâna Domnului. Și atunci lucrarea se poate face cu bucurie. Cred că în această zi, în continuare, prin mesajele transmise, în mod special pentru cei patru, dar în mod general pentru toți cei prezenți, dorim Domnul să ne vorbească și Domnul să ne atingă inimile noastre. Noi, când plecăm de aici în final, să plecăm cu hotărâri de a-L sluji, de a fi dedicați Domnului și de a face voia Lui. Domnul să binecuvinteze Biserica Gloria, să binecuvinteze pe fratele Moise, păstorul bisericii, și pe ceilalți lucrători care sunt împreună cu el, și să-i ajute și să ne ajute și nouă la toți în ziua aceea să ne putem bucura de o răsplătire din partea celui preanalt. Amin.